respectatori. ENSA TV se întoarce la Bustuchin, de data asta cu o problemă pe care a depistat-o. Domnule primar, ați avut o problemă la un meci de fotbal. Da, e bine că v-ați autosesizat, pentru că la urma urmii, când vrem să facem ceva, vrem să facem ceva încât să fie pentru oameni, nu pentru anumite persoane, anumite grupuri. Și dacă spun asta, mă refer la Asociația Județeană de Fotbal, prin oamenii care îi trimite în teritoriul la meciul, și mă refer la observator și la arbitri. Eu, de la început, vreau să spun că regret și este regretabil ce s-a întâmplat pe un teren de fotbal și, din nefericire pentru mine, este la Bustuchin. E bine că dumneavoastră a spus a venit la Bustuchin și să discutăm acest caz, pentru că lumea nu știe ce s-a întâmplat și e bine să despicăm, cum se spune, firul în două, nouă, în câte, pentru a se vedea că bunăvoința a fost de partea noastră, a echipei de fotbal pentru Bustuchin, autorității care eu am reușit să ajung la 1 fără 5 minute, da. Și am chemat cei care conduc, viceprimarul cu antrenorul, și am chemat unde este poliția. Și am întrebat. Păi zice, trebuie să vină. Avem mail, avem fax, avem ok. Pentru că din nefericire și din păcate, mai în glumă, mai serios, cum am spus eu, într-o comună, ce mai este închisă la ora actuală într-o comună din România? Biserica, care se deschide numai când e omor și când e slujbă. Iar poliția, dacă mai găsești cândva și câteodată pe la poliție pe cineva, când la un post de poliție trebuie să fie ușa deschisă cel puțin 8 ore. Lucru pe care vreau să vi-l, de la început să vă fac cunoscut, că am cerut la oamenii mei să sune pe cei de la postul de poliție, nu au răspuns, pentru că, așa cum doresc dumnealor, să fie posturile închise, la care m-am opus și am cerut, pentru că știu că și prin lege posturile s-au reînființat. Numai că, numai în zona Văii Amăradiei, pe această zonă, nu sunt polițiai la postul de poliție. De exemplu, mergeți sub munte și faceți și dumneavoastră o întrebare. La Polovraci, luați orice localitate. Eu știu, mergeți în zona asta Bălănești sau... Numai Valea Amăradiei nu sunt polițiai la post. La și 26 minute am sunat pe domnul Buculea, care îi răspunde de zona aceasta, și a spus, domnul comandant, să zic și eu și să spun ceea ce spuneam în tribună, acum că am plecat din tribună, că erau cel puțin 300 de oameni, și spuneau, domnul Ciocea, de ce vă întrebați, domnule, ce din poliție? Cărbuneștiu este echipa, că este echipa, unde domnul Buculea așa are vorba aceea, serviciu, unde muncește, unde trăiește, au venit să ne bată cu teritoriul prin reprezentare pentru că nu aveam polițiști. I-am spus asta la 16 minute, la 13, la 1 și 16 minute, l-am sunat prefectul județului și am luat la conștiință că nu este posibil ca în România, în anii ăștia și în anul ăsta de acum, să fiecare să facă ce vrea și să n-ai oficial, să n-ai oameni care trebuie să răspundă de pază și ordine, când prin lege, prin protocol sunt obligați ca Ministerul Administrației să asigură sportului și comunităților, pentru că noi încă nu avem polițai comunitari. La ora 13 și 20 și ceva de minute, oricum eu le-am sunat și am telefonul, am solicitat observatorul Govancu și că l-am văzut că venea cu echipa de arbitri să intre în teren și cu fotbaliștii după dumnealor. Zic, ce faceți? Vă asumați, răspundeați, să începeți meciul fără polițiști? Da. Zic, domnul Govancu, zic, lumea nu mai vă suportă la comportamentul pe care îl aveți. Și dumneavoastră ca observator, pentru că dacă ați fi corecți, ați consemna în raport la fiecare meci, indiferent unde se joacă o echipă, numai echipa mea, și toate echipele din județ. Iau o echipă, două, pentru care trag să ajungă la un baraj și acolo probabil sunt part, eu știu ce să faci acolo, te duci și iei bătaie cu 10, cu 13, 0, să vin de meci, să faci ce să faci, probabil. Cum ați văzut ce s-a întâmplat și în politică, așa este și în sport. Atunci când se împart darurile, știți? Și e normal că atunci când vrei să... Sau aveți probe? Presupuneți? Presupun, pentru că la modul cum se lucrează și cum se face, e comportamentul că sunt numai cu anumite echipe. Și a spus, oamenii mei nu le-am dat voie să reproșeze la nimeni. I-a spus, domnul, ăsta e fotbal, a greșit și arbitru este om. Mergând cu o etapă mai înainte la Hurezan, unde a spus-o, suntem chiar pe Valea Amăradiei, un patron din Petrol care răspunde de această echipă, nu vă mai spun că a pus un coleg de-a lui de serviciu și concetățean din Țicleni să-l arbitreze, unde stau la două case unul de altul. Au făcut ce au vrut acolo, mi-a dat portalul afară, i-a dat roșu, a dat două de 11 metri. Nu mă interesează scorul.
Nu mă interesează. Eu până la urmă sunt pe locul 5. Dar eu când am făcut echipa de fotbal, când am făcut baza sportivă, am înțeles că trebuie să facem cea pentru sportivi, pentru tineri. Făcând aceste competiții, am gândit că poate un copil amărât din Bustuchin de unde un talent, l-o vedea cineva mergând în această competiție, va ajunge și el undeva. Dar uitați-vă ce se întâmplă, că s-a ajuns undeva unde cetățenii nu au mai suportat. Acest suport care a fost în tribună, prin comportamentul lor, au sărit în teren și s-a produs ceea ce nu-i frumos și nu-mi place să vorbesc. Dacă Zgovancu nu dădea drumul la meci, era mult mai bine pe Deancu 3-0 și poate atunci cineva trebuia să răspundă mult mai mult și să nu mai fie vorba aceea să conducă sau să fie pus să conducă o unitate de asta care, până la urmă, trebuie să fie oameni capabili și oameni care sunt răspunzători de ceea ce sunt. Și începerea meciului, și aici, cred că asumându-s-o domnul Zgovancu, cred că era tot și acolo era gândită că la un moment dat, dacă noi băteam, poate cumva echipa care era pe locul 1-2 Cărbureștiul, pe care îi fericit că au câștigat. Dar ce vă spun, eu nu doresc să se anuleze scorul, nu. Nu cer asta. Au câștigat în teren cu 3-2, este scorul meritat, toată stima, numai că scorul adică ăsta... Golurile le-am dat, dar e problema de timpul regulamentar, e problema de cine a făcut să se întâmple acest lucru, că până la urmă ei au jucat în teren. Deci pielea și capul trebuie să-l luăm la ea care îi țin pe acești arbitri, pe arbitrii, să nu mai avem asemenea arbitri. Trebuie să spunem spectatorilor care nu știu exact ce s-a întâmplat, care a fost momentul care a declanșat scandalul? Păi, ce s-a întâmplat? Arbitru, pentru că spuneam că minutul 5 pe cel mai bun jucător al lui Baros și capitanul echipei i-a dat galben, deci l-a și atenția la un faul de joc foarte... Da, n-a fost așa, pentru că probabil intenția să-i dea roșu dacă jocul avea și avea, eu știu, și nu ieșea, nu se ducea până acolo cum vreau ei, cu scorul, cu asta. Deși noi am condus foarte mult cu 2-1. A fost 2-2 aproape de minutul 90. A arătat 5 minute și s-a dus la 10 minute, probabil că dacă și minutul 9 și 40, pentru că vreau să vă spun că eu am pus două camere intenționat, n-am vrut să spun la nimeni și dacă uitați aici unde-i cu roșu, este începutul reprizei. Începutul reprizei a doua, când se lovește mingea și aici este când a dat golul, încă e în minutul 9 și 40 peste, deci aproape 10 minute până ajunge la centru, dar n-a mai ajuns pentru că lumea și jucătorii au sărit pe el și s-a produs. Am și deci filmul. A prelungit cu 5 minute. Da, și după aceea a arătat 5 minute, pentru că aia de aia și vă dau filmul meciului și dacă am putea să facem să arătăm când a arătat 5 minute, să se vadă timpul, să vadă cei care conduc Asociația Județeană, să vadă cei care se uită și sigur, mulți conducători de cluburi din divizia 4, a 5, chiar și a 3, cred că, pentru că nu se mai poate, sigur, o să când o să vadă această emisiune, o să-i dea seama că la un moment dat trebuie să ne unim mai mult și să-i dăm afară pe ea din Asociația Județeană, în care sunt putegaiuri, acolo vă spun și spun cu simt de răspundere, să vă dea judecată. De ce? Pentru că în momentul în care îi spuneam lui domnul Popescu, care e secretar, domnilor, haideți, lăsați-ne să jucăm, domnilor, nu mai legitimați duble legitimări, două duble legitimări, una la Bălești, una pe la Tinumana, știu că am fost, spune, hârsul portalului. Tu care ești funcționar și te plătește statul, este exact cum este un polițist. Dacă pe mine mă vede că eu am furat, el nu trebuie să se întoarcă cu spate, el trebuie să aplice legea, chiar dacă nu da reclama cineva. Dacă dumnealui, când spune în telefon, da, domnule, noi știm că a jucat Hârstul și la Vâlcea. Da, e problema lor, trebuie să reclame ea. Păi tu atunci cum îi faci dublă legitimare? La Bălești, înainte de meciul cu Bălești, i-am făcut hârtie scrisă, o avem, la care am solicitat schimbarea arbitrului de casă. Așa am și scris, dar m-a asumat răspunderea. Cu riscul că de fac la alte, că o să ne prindă la alte meciuri. Nu mă interesează asta la urmă. Am vrut să fac fotbal, am fost 4 etape pe locul. Atâta timp cât ei n-au știut ce copii sunt, ce echipă e, și când au văzut că le turbură toate apele, au început să le toace și au început să-i dea roșii, să-i dea afară, și uite că a ajuns să rău și la neplăcuta, pentru că e pentru mine neplăcut. Ce s-a întâmplat pentru ei, la urma lui, poate le trebuie o corecție de asta. Și acești oameni care au sărit gardul, fără, eu vă spun, eram în tribună cu 3 reprezentanți ai Cărbuneștiului, care conduc Cărbuneștiul, și îi felicitam pentru că dăduseră gol. Pentru că eu nu puteam să mă vând, eu nu puteam să spun echipe să dea la o parte, suntem prieteni toți. Dar am spus, dacă veți câștiga corect, vă felicit. Dacă voi câștiga, pentru că suntem prieteni, trebuie să vă felicitați. Trebuie să jucăm.
Zic, ce pot să vă ajut și să vă fac să vă spun că și cu Bălești, echipa care e cu dumneavoastră la bară, cum se spune în fotbal, o să joc tot așa de bine sau poate mai bine, dar trebuie să jucăm cu ele. Pentru că, până la urmă, de-aia este o competiție sportivă. Dar când înțeleg că prelungirea, spuneți dumneavoastră, că a durat exact până s-a dat meciul ca, nu, golul, care golul, trebuia. Aici, aici este problema, pentru că imediat eu acum, după aceea se termina. Acum nu mai pot să spun dacă mai ținea sau nu mai ținea, pentru că n-am mai apucat, lumea a sărit în teren și a sărit pe el. Și jucători, și lume, și încă o dată, nu e frumos ce s-a întâmplat la Mustuchin, o spun și eu repede dacă mă întreabă de 100 de ori, pentru că mă doare, dar dacă s-a întâmplat asta, s-a întâmplat datorită incorectitudinii și faptului că nu sunt corecți ei ca oameni. Polițiștii au venit până la urmă? Norocul că au venit polițiștii până la urmă, au venit prin reprința a doua. Da. Eu, văzându-ce în teren, întrebam pe cei la care ce se întâmplă. Se felicită, ați câștigat și mă felicită când încolo. Am văzut că fugea arbitru și lumea, toată lumea după arbitru. L-a rugat pe domnul Prunariu să-i facă ordine, dacă poate. Dacă nu, probabil trebuie să discutăm președinții de cluburi și să facem și noi o revoluție. Nu este posibil să-i spui, să-i spui secretarului de la Asociația Județeană Popescu, domnilor, să joacă numai pe fals la echipe. Haideți să facem ceva în fotbalul ăsta. Să duc și joacă, aduc jucători din Dolj, că ei lucrează sâmbătă, joacă sâmbătă la echipele de club și vin și joacă pe fals duminică aici. Invers, dacă au duminică, vin sâmbătă și așa mai departe. Haideți deci să facem ceva pentru... La meciul ăsta au existat jucători care nu aveau voie să joace? Nu, dar vă spuneam că de ce este să ajungi aici datorită acestor oameni care conduc, care sunt în structura asta, Asociația Județeană de Fotbal. Pentru că dacă ei ar fost cu ei și ar fi ascultat de solicitarea noastră când vine jucătorul în teren și ia canetul de legitimația, să aibă buletinul lângă, nu mai pot să facă. Pentru că se schimbă poza, o ia și să pune și să prinde și pune o ștampilă. Același meci, același tocan și vreau să se autosesizeze dacă dau de Jeftul, Asociația Județeană. A fost un meci de cupă bine ca trecută, dacă nu mă înșel, anii noastră cu Văgiulești. I-a bătut Văgiuleștiul cu 12 și nu știu ce în campionat, 3 sau 2. Săptămâna trecută a luat bătaie Văgiuleștiul, a venit cu 2 jucători pe fals. Niciun jucător nu a fost al echipei. Jucători care au jucat, care la ligi mai mari și normal că faci diferența când bagi pe la teren. Acea lucru am avut și noi, la Godinești. Am avut în multe tușeturi, jucat numai cu jucătorii aduși și tot așa, importat și li se pune și li se face asta. Dumnealor nu doresc, pentru că în momentul în care plătești un observator, plătești 3 arbitri și vin la meci, trebuie să facă confrunt. Păi de ce nu deci se face asta? Nu se vrea, domnule, de ce? Vreo 20 de echipe vreau în acest campionat ca să le dăm bani, pentru că nu ne deschidem cont. Și băgăm la începutul campionatului niște bani mai mulți acolo în cont, să-mi ia el când îmi dă cartonașe, să-mi ia când... Deci eu cum am făcut ceva echipa, nu m-am prezentat, am făcut un memoriu și mă sancționează, mi-a banii fără, pentru că noi dăm o declarație acolo, sau nu mai știu cum, dar știu că îmi spun cei care se ocupă de echipă. Și de ce vreau 20 de echipe? Nu interesează că se face calitate, nu interesează că creștem copii, că dăm șansa la tineri. Nu! Vin niște nebuni de oameni care îi plac sportul, cum ar fi un patron, cum ar fi un primar și ce vreau să bat, că mă simt bine. Și atunci vine 5 din Dolj, vin 5 din Timișoara, cum vin la Tismana și joacă, că așa se întâmplă la Tismana, așa se întâmplă în zona asta de Dolj, unde este echipele astea. Dar puteți dovedi ceea ce spune? Dar sunt lucruri reale, dar sunt lucruri reale. Nu se poate vedea asta. Păi sunt lucruri reale, pentru că dacă cineva se bagă și ia acei oameni, oamenii le cunosc. Fotbaliștii, pentru că eu știu de la un fotbalist ce vă spun astăzi, care a fost și a jucat acolo. Chiar astăzi l-am auzit de viață. E posibil. Atunci mai vorbim. Pentru ce este competiție? Ca să-i facem pe bani, cu bani pe arbitrii, pe observatori? Salut comisia, că într-adevăr a luat o decizie, 8 etape pentru arbitru și 6 pentru observator. La meciul dumneavoastră? La meciul nostru și acum rămâne să se hotărască. Se recunoaște vina arbitrului? Da, pentru că... De către... Da, pentru că da? În primul rând, n-avea voie să dea drumul fără poliție, așa cum am cerut eu, și pedeam cu 3-0. Și găsam țapul ispășitor și trebuia să plătească. Și nu se mai întâmplau să denigrăm comuna Bustuchin, să se întâmple acest accident și incident. Putea să fie un nemeric. Eu știu, vedeți ce e în lumea asta, oameni, tineri, să aibă un cuțit și să taie, să rămână o familie
fără vorba aia părinte și nenorocirea asta se întâmplă la Bustuchin. Și pentru asta sunt supărat. Și ca să văd poliția că atunci se lupta cu ea și i-a izolat pe arbitru într-un colț și am fugit și când le-am spus la oameni, e rușinos ce ați făcut, vă înțeleg de ce, pentru că și eu nu mai pot, pentru că de asta am spus domnul Zgovancu și era și acolo. Ce v-a spus domnule Zgovancu? Grea mulțimea poliția. Să nu vă asumați răspunderea că lumea de la Hunezan a spus, domnul primar, numai dumneavoastră vreți să fie corectitudine și să joace fotbal la Bustuchin. Numai dumneavoastră vreți să facă arbitru ce vrea. Ați văzut în deplasare, uite, ne fură și acasă. Și a spus, domnule, când și-a asumat răspunderea, vă rog spuneți la arbitri să fie corecți, să-și facă treaba corect. Că lumea nu mai poate, nu mai suportă. Nu vă mai suportă, nu mai... Să tot veniți să-i furați acasă, să-i faceți... Și uite că ceea ce spuneam și... Asta spunea lumea și mă întreba și ieri și astăzi. Domnule primar, ce se întâmplă acum și astăzi? Dacă nu dădea minutul 99 sau aproape 100 gol, mai prelungea. Băieți, eu n-am observat când a arătat 5 minute. Numai că asistenta mea, fata care era acolo, chiar îmi spune acum și era și dumneavoastră de față când am venit aici și ne-am văzut că dăm interviu, că acest arbitru s-a luat de ea, a fost lovit un jucător și ea s-a dus acolo de prim ajutor, că a invitat el. Iar ea a mers cum merge o femeie, că nu este un jucător de la să vină cu nu știu câți metri la oră. Ce, mergeți încet să trageți de timp? Și asta l-aș întreba și pe domnul Plunariu, și pe arbitri, și pe observatori. Eu nu spun că trebuie să-i dea gazde ce al gazde, dar era normal să facă această afirmație? Prin această afirmație se vede clar vădit că avea un scop. Trebuia să câștige Cărbuneștiul. Dar am spus, n-am nimic și repet cu această echipă, că-s prietenii mei. Eu trec prin Cărbunești, mă întâlnesc cu acești oameni. Dom'le, oamenii au jucat. Dar uitați-vă ce unde s-a ajuns. Ce frumos era să fie 2-2. Era bine și cu 2-2, rezultatul corect, normal. Dacă era 2-2, ce se întâmpla? Nu se întâmpla nimic, doamnă, pentru că până atunci a fost corect. Nu, vreau să zic altceva. Deci e un clasament. Ei se duelează cu Bărneștiu, un 2-2, probabil, nu știu, că eu n-am avut timp să mă uit, el a fost la București să mă uit pe clasament. Probabil 3-2 le dă 3 puncte, iar un 2-2 le dă 1 punct, e diferență de 2 puncte. Când ești locul 1 cu 2, e un lucru extraordinar. Pe ei felicit, pentru că ei s-au luptat, să luptă pentru ceva, da? Dar nu să câștigăm cu arbitru. Și ei au jucat atâta timp cât arbitru a spus să se jucă. Eu cred că scorul este de necontestat. Și eu contest atitudinea acestor oameni care îi face campion pe Cărbunești sau prin acest scor. Înțelegeți? Da. Pe mine nu mă afectează cu nimic, eu pe locul 5. Doresc să se schimbe sistemul. Dar asta doresc și de asta vreau să tragem un semnal. Că acolo este o... Am spus la unul, e un putregai. I-am spus, băi, fraiere, eu acolo, scuzați-mă de expresie, așa i-am spus, că mi-a vorbit urât. Noi te ținem acolo, că noi te plătim, noi îți dăm bani, măi. Chiar dacă o să zică unul că... Mai sunt primari care se plâng în afară de... Doamne, toți primarii, doamnă. Pentru că acasă... Că n-au făcut oficial, că n-au avut asemenea... Doamne, n-au avut asemenea... Da, pentru că ei n-au, poate n-au... Ei pun un om de locul de echipă. Pentru că eu ce am vrut? Am vrut să fac, am adus numai copii și am spus-o după Valea Mărariei. Am făcut un regulament și am făcut și echipa de tinere, de copii. Tot în ideea că, făcând o bază sportivă și toată ziua trag de toți, îi cert, le fac, să arate ca poate a doua, a treia, a patra bază. Da. Și gazonul, și acum la mod să știi. Adică să vină un arbitru de ăsta, care ar trebui să fie cu adevărat un sportist, să aprecieze, domnule, o bază, uite, copiii ăștia vreau să facă ceva. Niciodată niște copii sau o echipă care vrea să ajungă undeva, nu va ajunge dacă nu te bagi, să te bagi cu ei în știți cum e? Te bagi în lături, în lături. Da. Și atunci câștigam dacă duceam probabil ceva lui acest om. Sigur. Dar nu mă vreau, am spus, dar am început fotbal de când sunt primar. E o acuzație care nu puteți să dovediți în momentul ăsta, e o presupunerea dumneavoastră, că dacă i-ați fi dat, poate ați fi câștigat. Haideți să vă spun. Dumneavoastră credeți că dacă nu avea un interes, ducea meciul la minutul 100? Dacă el era corect? Adică n-a fost o greșeală, că n-a văzut unii 11 meri, că n-a văzut când l-a agățat ăla. Adică e vorba de timp. Când jucătorul meu, fundașul cu numărul 10, s-a dus la el.
Eu n-am văzut, repet, n-am văzut, de asta vă dau și filmul pe stick, ca să-l despicăm așa, să văd și eu aceste faze, mă înțelegeți? În momentul în care a văzut că a depășit 6-7 minute, a început să la cronometru, să deregleze. Și atunci s-a dus jucătorul ăla, vă rog să-mi arătați câte minute. Nu l-a discutat cu el. Deci asta este durerea, vedeți dumneavoastră? De asta am permis să spun. Pentru că n-aveam niciun interes. Din contră, eram gazdă. Când a trecut poate 4 minute și 50, fluiera meciul, dacă era corect. Ați înțeles? Și de asta bănuiesc, că mă întrebați de bănuială. Cum să nu bănuiești la asemenea lucruri? Sunt lucruri care te fac să înțelegi ceva. Nu, nu, eu mă refer la faptul că a bănui este una, a acuza este alta fără probe. La asta mă refer. Dar poate că veți găsi și probele și veți putea dovedi tot ceea ce... Eu l-am probele, eu am spus. Mi l-am arătat și l-am aici. Eu și dacă n-aș mai vrea să arăt din mănâi restul. Aici proba spune exact... corectitudinii nu este probă de luare de mită. Asta deci, vreau să spun. Deci, doamnă, eu aici pot să demonstrez că sunt 10 minute. Peste... Asta clar. Da. Peste 90 de minute. Care, asta l-a arătat, restul nu l-a. Trebuie să vorbim toți primarii care cheltuim bani și dăm acestor oameni să-i ținem, să aibă pe lângă servici ca un, așa, mai aibă un job. Când alții, atâția în gori n-au locuri de muncă. Să nu mai dăm sau să vor face curățenie. Asta este mesajul meu. Și sigur o să discutăm și între noi primarii. Acum, știți cum e, mai sunt și primari care sunt prieteni cu ei de la asociația, care le-a dat arbitrii când a vrut. Și o să spună, doamne, nu sunt de acord cu Ciocea. Luam bătaie. Vă dau cadrul și vă dau, uite, Dina, pe aici, observatorul, domn Dina. Doamne, am luat bătaie, l-am felicitat, au jucat mai bine, ce să spun, asta e fotbalul. Trebuie să învingă și să câștige cel mai bun. Dar nu să vii și acasă... Da, dar nu să vii acasă și să mă încarci pe cap să câștigi o echipă, că aveți sarcini sau că... Am un anumit motiv, am un beneficiu. Și eu aș mai avea de spus la final acum, ca nici în deplasare, dacă ești, nu trebuie să fii nedreptățit. Asta, să fie favorizat. Asta spuneam. Dumneavoastră ați fost defavorizat fiind gazdă. Da, eu fiind gazdă. Nici măcar în deplasare n-au voie să nu respecte regulamentul. Bine, am spus-o și asta și este adevărat, dar, doamne, până la urmă, dacă nu mi-a rupt piciorul, dacă nu mi-a rupt gâtul la om, dacă nu s-a întâmplat ceva și a arbitrat corect, da, am deplasat că mai trece un minut, două și echipa e mai bună și ai, domne, este 5-1 sau 4-1, dacă nu e 2-1 pentru mine, 2-2, un meci la 90 de minute, atunci ce să fie se poate de corect? E dreptul unor copii și vă spun de ce. Mulți copii plângeau și a zis, domnul primar, ne vine să nu mai venim. O venim pentru dumneata, pentru că eu 60 de lei ăștia care îi luam asta, ta câștiga la casă dacă bătea. 60 de lei, 600 de mii. Și mă duceam și eu la, că el la liceu la Târgu Jiu. Unul la facultate. Ce îmi băteam și eu transportul. Duci și veni. Nu este... Nu e nedrept și nu trebuie să luăm măsuri cu acești oameni. Nu trebuie să întâmple ceva. Cum spuneam. Că dacă ieși și discuți cu președintele, cu plenariu, spune, domnule, ce să facem? Că așa nu avem oameni. Domnule, nu avem oameni. Facem, domnule, 10 echipe bune care joacă de 4 ori, de 5 ori, cum e play-off-ul, cum se întâmplă, că nu sunt echipe, cum am avut în... și jucăm de 3-4 ori întâi într-un campionat și să faci 10 echipe bune, să ridică și copii și vor ajunge și de acolo poate 1-2 fotbaliști pentru România asta. Da. Vom face și noi aceste investigații să vedem care e punctul lor de vedere, bineînțeles, pentru că e normal să-l acordăm. Diferență. Dragi telespectatori, iată, deci Viața Gorjului, vom continua pe acest subiect pentru a vedea ce se întâmplă în continuare. Legat de acuzațiile aduse de primarul Ion Ciocea oficialilor care au condus meciul de la Bustuchin, președintele AJF Gorj Mihai Plunariu ne-a declarat că s-au luat măsuri de suspendare a arbitrului și a observatorului, dar că nu poate face publică perioada pentru că așa prevede regulamentul. În același timp, acesta a declarat că vina celor doi oficiali nu-i scuză pe spectatori și pe membrii echipei gazdă pentru comportamentul avut, motiv pentru care au fost suspendați doi jucători pentru o perioadă de timp și terenul pentru 3 etape. Cât despre acuzația de dublă legitimare, Plunariu spune că doar la junior se impune prin regulament confruntarea legitimației de joc cu buletinul. Plunariu a mai declarat că nu poate da afară nici arbitrul, nici observatorul pentru a da o lecție colegilor acestora, pentru că nu permite regulamentul și că regulamentul, chiar dacă nu e foarte bun, trebuie respectat. Ce putem spune noi, în loc de concluzii,
e că un regulament, dacă face loc suspiciunilor de corupție, trebuie schimbat.